Valina Takarova, directorul Institutului pentru Politici Europene și de Securitate din Austria, a lansat un avertisment extrem de îngrijorător. Ea spune că Vladimir Putin ar putea avea în plan invadarea Republicii Moldova. Valina Takarova, directorul Institutului pentru Politici din Austria, spune că Vladimir Putin ar putea să se folosească de Transnistria și de republicile separatiste din Georgia pentru o escaladare militară și pentru a crea instabilitate politică în cele două țări cu aspirații pro-europene. Salutare și bine ați venit la un nou material. Se extinde oare războiul la granița României? Vladimir Putin va ataca? Este perfect plauzibil. Voi ce credeți? Urmează oare și o invazie a Republicii Moldova? Doamne ferește așa ceva, pentru că moldovenii sunt frații noștri. Suntem sânge din sânge și chiar sunt curios de răspunsul vostru. Acum haideți să vedem ce spune și această personalitate din Austria legată de o posibilă invadare a Republicii Moldova și de ce acest scenariu pare tot mai plauzibil pe zi ce trece. Totul depinde de cât succes va avea Rusia în această fază critică a războiului. Rusia poate desigur să creeze instabilitate politică în Transnistria folosind și amprenta militară pe teren. Acest lucru este de fapt un lucru pe care nu l-aș exclude ca scenariu, așa cum am spus, ținând cont de cât de mult succes ar putea avea Rusia în această fază critică. Acesta este motivul pentru care trebuie să împiedicăm Rusia să câștige în această fază critică, pentru că atunci pericolul înghețării războiului din sud și est este foarte mare. Pentru că, așa cum am menționat, există aceste voci politice puternice în favoarea păcii. Este această convingere puternică greșită în opinia mea că prin oferirea unei mese de negociere lui Putin, printr-o invitație în una dintre aceste capitale frumoase, el va opri războiul. Este o iluzie. Deci da, este un astfel de scenariu. Este o astfel de posibilitate ca Transnistria, dar și republicile separatiste din Georgia să poată fi folosite pentru escaladarea militară în continuare, dar și pentru instabilitate politică, pentru că acest lucru creează și o situație pentru guverne, adică guvernul din Republica Moldova și guvernul din Georgia. După cum știm, cele două țări au o perspectivă de aderare, o țară are statut de candidat, cealaltă are perspectiva calității de membru. Deci scenariul este categoric pe masă, avertizează Valina Takarova, directorul AS Austria, într-un interviu la Digi24. Cum va fi afectată Europa de criza energetică? Totodată, expertul a spus și ce impact va avea actuala criză energetică asupra Europei și ce plănuiește de fapt Rusia. Acum, criza energetică era deja în curs de desfășurare înainte ca Rusia să lanseze războiul la scară largă împotriva Ucrainei. Și este o criză structurală din cauza pandemiei și din cauza că acum accelerăm procesul de decarbonizare, care desigur va avea nevoie de timp. Deci, pe de o parte, acum avem efectele amplificate pentru că războiul este întotdeauna inflaționar și desigur un lucru este clar, că trebuie să rămânem pe aceeași pagină legată de decizia noastră cuprinzătoare a Uniunii Europene de a trece la energia regenerabilă, iar asta înseamnă desigur și întreruperea aprovizionării cu energie din Rusia. Am reușit deja să convenim asupra 90% din petrolul rusesc, am convenit asupra 2/3 din gazul rusesc, cărbunele este deja în afara ecuației și cred că acum, odată cu iarna viitoare, va fi foarte important ca politicienii din toate statele membre și instituțiile Uniunii Europene să rămână pe aceeași pagină și să continue cu ceea ce au convenit, mai spune expertul. Totuși, care este strategia Rusiei? Rusia are 4 cărți importante de jucat. Prima este cartea de energie și încă sunt dependențe ale statelor membre ale Uniunii Europene. Asta înseamnă că în acest moment aceste dependențe nu sunt dispersate în mod egal și unele țări vor simți mai multă durere pe termen scurt până reușesc diversificarea față de resursele rusești. A doua carte importantă este rodul șantajului, amplificând practic criza alimentară globală care are și ramificații pentru Europa. Al treilea este îngrășământul și al patrulea șantajul nuclear.
Acum, dacă vorbim de șantajul energetic, este foarte important să înțelegem că în anumite state membre vor fi actori locali, actori politici care vor încerca să obțină puncte bonus pentru binele lor, jucând încă cartea rusă. Dar pe termen lung acest lucru nu mai este sustenabil, deci este absolut clar că trebuie să rămânem toți în acord și în același timp ar trebui să ne așteptăm că va fi o criză politică suplimentară într-un stat membru sau altul pentru că astfel de actori vor încerca să valorifice cartea energiei ruse pe termen scurt, a spus Velina Takarova. Totodată, expertul avertizează că pe 24 februarie Rusia nu a început doar un război în Ucraina, ci de asemenea un nou război rece. Susțin că pe 24 februarie lansarea războiului la scară largă împotriva Ucrainei, lansarea unui război de mărfuri și informații împotriva Europei, a fost de asemenea manifestarea începutului unui război rece 2.0, în timp ce Rusia încerca să declanșeze competiția sistematică între China și Statele Americii. Și de ce spun acest lucru acum? Este important să înțelegem că suntem deja într-un scenariu similar, ca în timpul războiului rece, când acest război informațional trebuie purtat de ambele părți. Trebuie să înțelegem că totul este în joc. Ordinea noastră democratică, ordinea noastră economică, liberală și societatea noastră civilă și acestea sunt măsurile pe care trebuie să le luăm să contracărăm exact acest tip de influență, a mai spus Velina Takarova, directorul AES Austria. De asemenea, au apărut ultimele informații cu privire la război din Ucraina. Un oficial de la Kiev a spus că armata rusă a comandat aproximativ 1700 de drone. La rândul său, un general australian a explicat care este situația de pe frontul din Kherson și posibilitatea ca armata rusă să se retragă din bătălie. Ce se va întâmpla mai departe? Se retrag ruși din Ucraina sau războiul se va amplifica? Kirilo Budanov, șeful Direcției de Informații a Ministerului Apărării din Ucraina, a anunțat că începând cu 22 octombrie, forțele ruse au folosit aproximativ 330 de drone Shahed, 136 fabricate iranian, dintre care 222 au fost doborâte de armata rusă. De asemenea, 36 dintre drone își lovesc țintele sau lovesc undeva aproape de acele ținte. Potrivit lui Budanov, armata rusă a comandat aproximativ 1700 de drone livrate în loturi de câte 300 odată. Un general australian a explicat care este situația de pe frontul din Kherson și posibilitatea ca armata rusă să se retragă din bătălie. Generalul australian în retragere Mick Ryan a lansat pe Twitter o analiză a unei posibile strategii de retragere armatei ruse din Kherson. Iată ce spune generalul. În ultimele 48 de ore au apărut informații despre o posibilă retragere a Rusiei de pe pozițiile sale defensive de pe malul vestic al Niprului. Deși acest lucru se poate încadra în strategia generală a generalului Surovikin pentru Ucraina, va fi dificil de executat cu succes. Undeva în cartierul general al unei armate combinate rusești din sudul Ucrainei, un ofițer de stat major își scoate publicația doctrinară pentru a planifica o retragere a forțelor rusești înapoi peste Nipru. De ce se efectuează retrageri și care sunt câteva considerente? Retragerile, care sunt considerate o operațiune retrogradă în doctrina armatei americane, sunt concepute pentru a permite unei forțe să se desprindă de inamic și să se desfășoare într-o nouă misiune sau într-o nouă locație, reducând în același timp la minimum pierderile. Acest citat din doctrina armatei australiene este de asemenea util. Retragerea este o sarcină folosită în mod regulat în timpul apărării mobile sau al întârzierii pentru a îndeplini obiectivul general de reluare a acțiunii ofensive. Ar trebui tratată ca o tactică de rutină, mai degrabă decât un semn prevestitor de dezastru. Pentru ruși, motivele pentru retragerea înapoi peste Dnipro ar putea include dificultățile de realimentare, nevoia acelor trupe pentru misiuni mai prioritare și probabilitatea ca menținerea pozițiilor actuale să ducă la distrugerea lor. Știu că rușii nu au fost foarte buni la respectarea propriei doctrine în acest război, dar odată ce se ia decizia de retragere, care sunt considerentele de planificare? Cam atât a fost în acest material. Voi ce părere aveți? Va invada Vladimir Putin și Republica Moldova? Chiar sunt curios de răspunsul vostru. Noi ne vom auzi cu alte materiale și vă doresc mult succes în absolut tot ceea ce faceți.